Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii noastre Sinteza Săptămânii. Astăzi o să încercăm să trecem în revistă principalele evenimente care s-au derulat în ultima săptămână, ceea ce privește politica internă și, sigur, aceste subiecte ce țin de domeniile social, economic și, sigur, ceea ce acum ne captează atenția tuturor. E vorba despre pregătirile pentru alegeri. În curând, doar două luni și ceva ne mai despart de momentul în care va trebui să mergem și să ne exercităm calitatea de alegători și atunci va trebui să ne decidem viitorul pentru următorii 4 ani. Pentru a trece în revistă aceste evenimente despre care au scris foarte mult și media în ultima săptămână, i-am invitat în studioul nostru pe colaboratorii noștri, domnul Viorel Câtea și domnul Dionisie Lefter. Bine ați venit, domnilor! Bine v-am regăsit! Astăzi am pregătit pentru telespectatorii noștri câteva subiecte care comportă niște întrebări și la care noi o să încercăm să răspundem așa pe cât putem noi în virtutea competențelor la ceea ce pe care le avem noi. Să ne comentăm. Cum ne pricepem. Răspunsul e doar cel de sus. Da, sigur. În fond, exact cum spunea domnul Lefter data trecută, aici noi ne exprimăm și noi, adică practic toate aceste lucruri care ne afectează în colectiv, noi le comentăm prin filtrul nostru personal și, sigur, în conformitate și în concordanță cu informațiile pe care noi le avem din media și nu vorbim și uneori chiar avem niște informații în legătură cu aceste lucruri care ne preocupă, nu chiar și de la apropiații noștri. Să sperăm că sunt întrebări și retorice, sunt întrebări care vizează comunitatea aici. Dacă sunt retorice, le lăsăm așa. Atunci vă rugăm, domnule moderator. Da, eu aș vrea să începem cu un subiect pe care l-am discutat și data trecută și care afectează foarte multă lume, în special oameni care se apropie de vârsta pensionării. Înțelegem că din la 1 septembrie din acest an 2024 nu se va mai putea, așa ne amenință guvernanții, nu se va mai putea cumula pensia cu salariu. Adică în momentul în care ai făcut anii de pensionare și ți s-a făcut dosarul acela, tu nu mai e ca până acum, că puteai să mai aveai dreptul câțiva ani să mai lucrezi, să mai câștigi niște bănuți și să-ți vină pensia acasă. Acum, domnii de la guvernare spun că nu mai meriți pensia aia dacă tu hotărăști să muncești în continuare. Foarte multă lume cred că percepe asta drept o pedeapsă, nu? E un fel de ispășire a unor păcate imaginare de care domnii pe care noi mergem să-i alegem acum, da, și le dăm încrederea noastră, nu? Acești domni de fapt încearcă să pedepsească în felul ăsta buzunarele. Da, sper că ați folosit cu ghilimelele de rigoare. Noua lege a pensiilor va intra într-adevăr în a doua linie dreaptă la 1 septembrie. Cu recalculare? Cu recalculare. Da? Este o lege care vizează orice om care a trecut prin sistemul de stat și care și sistemul privat, în primul rând, și cei care muncesc la privat, care plătesc contribuția și care nu se lasă ademeniți de anumiți întreprinzători, patroni, care li se promite că se dau acele contribuții sociale și care se regăsesc și atunci când se încheie anul fiscal sau perioada în care trebuie... N-au plătit și de aici o serie întreagă de probleme. Da. În altă ordine de idei, trebuie lămurit odată pentru totdeauna că actuala guvernare
nu dorește să pedepsească pe nimeni. Este o... Nu dorește, dar, se întrezărește. Se întrezărește doar în conform mintea... Conform acestei legi. Doar în mintea unor comentatori, dumneavoastră, nu vă găsiți printre dumnealor, deci persoanele de față se exclud. Este domnul foarte, Câtea, există foarte... această prevedere în legea asta sau nu? Există această prevedere, dar păi, ea se va aplica. Ea se va aplica. Că e numai mintea unora. Nu, ea se va aplica în funcție și de situația persoanei respective. Și în aceeași trebuie să știm o dată pentru totdeauna că o persoană care a activat peste 35 de ani are un anumit calcul. O altă persoană care a trecut de 40 de ani până în 45 are o altă formulă de calcul. Și nu trebuie să ne mai... Noi nu le știm formulele astea, le știm cei care... Le știm, s-au dat atât de mult la televizor, dar îl las pe domnul antreprenor, pentru că el este nerăbdător să ne spună și alte lucruri și eu voi mai veni cu virgulă completări care trebuie să îndepărteze... Ultima întrebare, dacă noastră... Da. Așa, vă rog, tare mult. Aveți foarte multă elocință în ceea ce privește această lege. Noastră până acum sunteți pensionar. Da. Ați și lucrat. Ați luat și pensia și salariul. Eu nu. Ați renunțat la pensie sau ce ați luat? Nu, am luat doar salariul. Nu mi-a permis să fac lucrul acesta. N-am cumulat pensia cu salariul pentru că am considerat că este o nedreptate față de cei tineri. Cum ați renunțat la pensie, să înțeleg? Nu. Am mers doar pe formula salarizării, că am avut prelungire de activitate și de pe 1 septembrie am trecut la pensie, fără să mă complic cu alte lucruri. Și acum vă mai spun și un secret, dacă tot m-ați dus pe aceste... Eu sunt mulțumit de pensia care o am, este și datorită faptului că mi-am dat gradele la timp. Am mai avut un bonus. Mai mult decât trebuia. Da, într-adevăr, am dat mai multe examene decât au dat și alți vechimea, colegi. Adică da, a contat și vechimea, dar și cu cât am contribuit. Iar din 1982 până în 1990, în fiecare an am avut câte o testare foarte serioasă, la care nu ne pregăteam decât o lună, două de zile, ca să ne ocupăm un post pe perioadă de terminată de un an. Deveniserăm suplinitori. Când eu am renunțat la titulatură, nici nu exista în legislația românească, a învățământului românesc de atunci, acest amendament. Da, am înțeles. Punct. Bă, nu le fere. Acum. E normal, rog, e da. Legal, e da. Uman, e constituțional. Vedeți, problema poate fi privită din mai multe unghiuri. Sigur. Și uitați cum este privită din partea, să zic eu, cuiva care a lucrat toată viața în sistemul bugetar și practic și-a îndeplinit obligațiile, mă rog, criteriile care erau acolo, mă rog, de criterii de performanță, bineînțeles, care în general, mă rog, oamenii gândesc așa, mi-am făcut datoria să-mi primesc drepturile și într-un fel e corect, că ăsta e contractul social. Stai puțin, că nu mai e, aici nu e numai datorie, e vorba și de contribuții. Un om, da, și contribuții. Fondul de pensie este un fond de solidaritate, dai niște bani. Un antreprenor gândește altfel. El zice, domnule, am bani, plătesc, n-am bani, nu plătesc. Deci n-am de unde... Să plătească antreprenor? Orice, cheltuiala lui, tot ce înseamnă obligațiile pe care le are de făcut, el trebuie să le facă din venituri, da? Ai venituri, păi plătești, nu te restrângi. Un moment, stați că... Discutăm despre pensii, domnule, despre pensii ajungem, exact. Această discuție despre pensii a început să fie, cum să spun eu, purtată de mai mulți ani de către autoritățile noastre, într-un termen gradual. Acum s-a ajuns la un nou vârf, ca să zic așa, privind semnale de alarmă, mă rog, atenționări, că, domnule, nu mai sunt bani. Nu ne mai putem permite ce am gândit până acum și termenii în care am gândit și termenii contractuali, sociali pe care am avut și nu știu ce. Și acum trebuie să reconsiderăm. Normal că reacția celor afectați este de negare. Deci... Și discuțiile sunt foarte puternice. Acum, moment, deocamdată... Vorbim de milioane de oameni. Milioane de oameni, da. Păi, deci... 10 oameni, 20, 100, da, 20.
discutăm deocamdată... Oamenii ăștia se duc la vot acum. Am înțeles, da. Păi tocmai de aici vreau să spun. Deocamdată discutăm de o lege propusă, că ea nu s-a votat încă. Dezbaterile chiar și în media, peste tot, grupurile sindicale se luptă, vin cu argumente, dau în judecată, guvernul vine cu alternative. Pentru unul care gândește sistemii și vede din afară și se gândește la bugete, la bilanțuri, la toate astea, un antreprenor, cum am spus dumneavoastră, el ceva, ceva nu e regulă. Ceva nu mai e de unde. Ce se întâmplă? De ce se pun problemele astea acum? De ce se reconsideră coordonatele? Cu ce e afectat de povestea asta? Poftim? Cu ce e afectat antreprenorul de faptul că omul pe care plătește cu salarii primește și o pensie? Nu, stați. Din punctul de vedere a modului de a gândi. Nu în sensul că și eu sunt în situația în care, de exemplu, anul ăsta trebuie să optez pentru pensie. Și am mai discutat cu altă ocazie de, mă rog, avatarurile care se întâmplă în această procedură de a accesa, să zic, acest drept pe care l-au avut toți cetățenii României. Deocamdată nu chiar din lume, depinde de modurile de asigurări sociale. Noi avem o anumită legislație, concepție de stat. Toți cetățenii care contribuie la un fond de solidaritate De exemplu, social. În Statele Unite, care este un stat profund liberal, acolo lucrurile sunt mult mai diferite. Dar e foarte asemănător. Ei au un fond de securitate, la fel, cu fondul acela de securitate. Da, și cu care nu prea poți trăi. Iar, de exemplu, dacă vorbești la mijlocul Statelor Unite, în jos până în sudul Statelor Unite, acolo dacă îi spui unui om, domnule, când ești la pensie, te ia la bătaie. Și cum adică să ia la pensie? Păi nu ești la pensie, căci că eu, cum adică sunt de alții, trăiesc. Ei nu concep chestia asta. Noțiunea de pensie și asigurare socială nu este concepută în cultura lor. Deci este cu totul altceva. Dar noi discutăm... Domnule. Un moment, așteptați. Noi discutăm în paradigma noastră. Așa. Deci, deocamdată lucrurile nu s-au terminat. Sunt dezbateri foarte intense. Da. Să vedem ce parlament va fi, nu? Că cu siguranță legea asta vor vota viitorul parlament, în septembrie sau când sunt alegerile parlamentare. Pe 9 septembrie. Și ei spun că se va aplica după. Deci nu cred eu că o să voteze legea asta înainte de alegerile parlamentare. Deci să vedem ce... După alegerile parlamentare și poate să nu mai dea pensie, că 4 ani de zile merge. Nu, stați așa, dumneavoastră spuneți așa. Deci de asta noi trebuie să facem dezbaterea ca să înțelegem fenomenul. E adevărat că ne îngrijorează ceea ce spuneți dumneavoastră, domnule, uite ce spun ăștia, că nu ne mai dă drepturile, că nu mai e așa. Că... Și e normal, odată ce ai semnat un contract social, adică a fost o legislație, ai acționat toată viața în virtutea unor, cum să spun eu, coordonate, acum deodată vine cineva și schimbă, domnule, nu mai e așa. Bineînțeles că apar întrebări, dar de ce nu mai e așa? De ce am ajuns aici? De ce nu-ți respecti? Sau ca să respecti, ce obligații înseamnă, ce efecte sunt asupra societății și ce aș putea să-ți fac eu ție dacă tu nu respecti obligațiile respective. Deci cam asta e. Ați fi de acord cu așa ceva? Nu, bineînțeles că nu sunt de acord, că orice contract care se întrerupe la un moment dat și care e unilateral, că n-a cerut populația anularea acestui drept. Corect. A cerut-o una din părți. Deci care e statul? Sau, mă rog, reprezentat de guvernul actual. Nu ți-a dreptul la pensie, dar în schimb îți spune, dacă vrei pensia, te retragi. Nu te mai duci la serviciu. Deci este o condiție sine qua non. Din câte știu eu, actuala, viitoarea lege a pensiilor spune foarte clar. Fiecare contribuabil va primi în funcție de punctajul care are. De la 10 la 35 de ani, fiecare an este mulțit cu 0,5, de la 35 la 45 de ani este mulțit cu 0,75, da, mă rog, și peste 4. Deci, sunt formule. Domnul profesor, domnul informator, noi trebuie să știm un lucru. Orice schimbare naște multe comentarii. Televiziunile, fie de stat, fie particulare, abia au așteptat acest subiect. Și e mai ușor să critici decât să vii cu ceea ce... Adică, ce propune să nu se mai discute treaba asta? Cum să nu se... Din potrivă, pe baza discuțiilor, să introducem acele amendamente. Dar de ce spuneți televiziunile au așteptat? Unele televiziuni au așteptat. Nu mă refer la Telemoldova Plus, care este... Dar de ce ar fi așteptat televiziunile? Au mai așteptat pe
pentru că au infiltrat și oameni care aparțin unor partide politice din opoziție și amândă. Dar, de exemplu, da? Am văzut comentarii pentru cei care, poate chestiunea asta este strict obligatorie pentru cei care lucrează sau au lucrat în sistemul bugetar și continuă să lucreze în sistemul bugetar. Da. Dar, de exemplu, pentru cei care lucrează în sistemul privat, am văzut că ei pot accesa pensia din comentarii, nu e nimic sigur la ora asta, și pot continua să lucreze, să-și ia salariu, în schimb nu mai beneficiază de adaus la pensii ca ani. Da. Deci și, rămâi la pensia de 35 sigur, de ani, când și, ai optat, domnul, vreau să ies la pensie. Și contractul ți este înnoit anual de către... Deci asta nu înseamnă că m-a privat. Asta ar însemna că nu îți mai ia contribuția. Dacă nu ți mai adaugă... Clar, nu spune ce fel adică de contribuție. Adică cum? Plătești contribuție și rămâi tot la 35 de ani? Tocmai de asta normele nu sunt clarificate. Pentru că el nu spune, bun, cu persoana aflată în situația asta, care sigur vrea să lucreze și după, că îl țin puterile, ce faci? Cum îl impozitezi pe ăla? Păi mi-ar conveni că mi-ar da jumătate de salariu în plus, nu? Că nu mai ia contribuțiile și m-aș bucura. De altă parte, domnul Lefter și domnul Cădea, pe de altă parte se discută tot mai mult și se militează tot mai mult, mă refer la, sigur, la cei care conduc, da? La guvernanți, nu numai din România. Așa. Pentru prelungirea vârstei de pensionare, până la 70 de ani. Adică, ca să muncești doar pe salariu, ești bun. Dar ca să primești de la 65 de ani pensia și să muncești, nu mai ești bun să muncești. Adică, paradoxul. Exact, domnul... Adică nu vedem o rea voință, adică ceva... Nu, este o impotență. De statul nu mai poate. Aici e problema, vine cu soluții de genul ăsta. Nu mai poate să închidă atunci. Pe de altă parte, nu uitați, pe alții care pot. Nu uitați că suntem într-o... Se lase pe ucenit la Uniunea Europeană. Suntem într-o Uniune Europeană. Ați văzut ce au făcut bulgarii la un moment dat când nu mai puteau? Nu mai puteau. Au dat faliment. Au dat faliment. Nu, i-au chemat pe nemți. Păi nu, au dat faliment și au venit nemții și au preluat. În situația în care ești în faliment, îți vine altul și îți administrează business-ul. Noi nu vrem să trecem pe rușine asta, zic eu, nu știu. Politicienii care sunt la guvernare nu vor ajunge în această postură. Și care sunt la guvernare încă două luni, că după aia două nu se mai știe. Dar nu se știe, dar... E sigur nu vor ajunge. Dumneavoastră citire. Dar dacă ne uităm la proiectele care sunt dedicate diferitelor domenii de activitate, dacă ne uităm mai amănunt la noua ce lege... Ce proiecte? Mai sunt două luni. Ce să mai fac în două luni? Să muncească în continuare. Și opoziția, decât să critique în continuare, să se așeze la masă... Ei muncesc până în septembrie, până la legile parlamentare. Ei muncesc doar criticând. Dar să se așeze la masă, că nu se întâmplă absolut nimic, să vină cu idei, cu proiecte și să ia... Deci primarii care vor câștiga, acum vor sta și se vor uita... Nu e vorba de pensie. Da. Adică așa va fi, dacă acum în iunie câștigă primăria, să zicem, domnul X, așa. El stă până la parlamentare și se uită cu un domnul Y care nu mai are mandatul în continuare? Bun, astea sunt problemele riscate de suprapunere, de comasare, de o întreagă adversare care pur și simplu au creat mai multe probleme. Adică sigur. Ne-am împușcat singuri în picior și acum ne doare. Știți... Dar n-am terminat ce voiam să spun legat de chestiunea cu... Pentru că a spus, cum doresc să mă duc la vârsta de 70 de ani. Nu uitați că toată Europa este în procesul ăsta de creștere a vârstei de pensionare. Noi ne integrăm. Vrem, nu vrem, suferim și noi de problemele care suferă Europa. Europa are o populație mult îmbătrânită, nu are generația de mâine, recurge la imigrație foarte mult pentru ca să acopere chestiunea asta, lucru care nu reușește să-l facă cu o imigrație de calitate și apar celelalte probleme care le știm, stau pe străzi, nu vor să muncească, creează probleme și amândă. Și ne atrage și pe noi în acest sistem. Sigur. Și exodul tinerilor. Bun, deci noi nu suntem de acord, ca să punem o concluzie la subiectul ăsta, nu suntem de acord cu asta, dar... Păi, face parte din schimbările care, în general, nouă ca populație, nu prea ne plac la ce se întâmplă în epoca în care intrăm. Da. Nu putem spune că intrăm într-o zonă de fericire, toată lumea știe, n-am visat niciunul dintre noi că să ajungem să facem războaie,
că o să fie, eu știu, în Europa așa ceva. Eu credeam că asta e chestie de domeniul trecutului. Zic, uite că la poartă. Deci... Sigur, sigur, avem chiar în partea nordică și chestica. Dar o altă problemă pe care mă așteptăm... Până când răspunde domnul Silviu Brunea, cred că trebuie să ne întrebăm ce fac tinerii care pleacă să studieze peste hotare. Niciuna din... Vă salut, domnule profesor. Vă salutăm de la Tele Moldova Plus, suntem. Bună ziua. Domnul profesor Silviu Gurlui a intrat în emisie, acum le spunem telespectatorilor. Domnule profesor, noastră ați semnalat acum câteva zile și chiar toți ne-am preocupat faptul că au crescut foarte mult niște valori foarte periculoase pentru viață, pentru noi, sigur, și s-au atins niște cote extraordinare în ceea ce privește poluarea, în legătură cu acel nor, nu, de nisip saharian. Așa este. Am avut un episod extrem de important de sever de praf saharian, un front extrem de important, au mai fost câteva anul acesta și previziunile sunt că vor mai fi, următorul va fi pe 9 aprilie și unul ceva mai sever, se pare. De ce atât de dese? De ce atât de dese, domnul profesor? Că n-au mai fost de mult așa. Acum, sigur, când spațiu public au apărut sigur și îngrijorări și întrebări din acestea, de ce sunt atât de dese, cu așa intensitate și dacă ne pot afecta și în ce măsură. Față de anul trecut, este adevărat, observația dumneavoastră se confirmă, sunt mult mai dese și par de o intensitate mult mai mare. Măcar anumite cercetări preliminare, dar încă mai sunt alte lucruri de analizat, arată că aceasta este cauzată și de o anume răspândire a unor cantități de precipitații și respectiv și a unor turbulențe din atmosferă. Dar este încă, suntem departe de a da un răspuns, să spunem, mai riguros. Cert este că sunt alte schimbări în atmosferă și atunci acestea favorizează un transport mai mare, mai intens de praf saharian. Trebuie să spunem acest lucru că se întâmplă anual. Praful acesta din Sahara este saltat în atmosferă și transportat pe mii sau zeci de mii de kilometri, fie spre est, fie spre vest, asigurând pe de o parte și fiind un îngrășământ practic natural pentru plante, pentru viața acvatică, pentru că conține fier, fosfor și multe altele, pe de o parte. Apoi reglează o anumită componentă de climă și temperează anumite fenomene meteorologice, dar asigură, din păcate, și această componentă de poluare, asigură, induce această componentă de poluare severă peste zonele unde acest praf se poate reașeza sau se poate redepune la sol prin precipitații. Ce s-a întâmplat acum recent, cu câteva zile în urmă în Iași, practic Moldova, și anume Botoșani, în special Iași și Vaslui, au fost zonele cele mai afectate ale țării, din perspectiva aceasta a cantității de praf care erau peste zona noastră. Aceasta a dus și la o creștere a cantității de praf însumat cu cel de la sol pe care îl avem practic tot timpul în zona Iașului și am avut practic cele mai mari densități de praf sau cantități de praf, concentrații de praf din atmosferă sau de la sol din toată țara. Și Tomești a fost de fapt campioana, o localitate sau zona campioana țării din perspectiva aceasta a cantității de praf. Da, domnule profesor, domnul Donisele vrea să vă pună o întrebare. Exact pe acest subiect voiam să vă întreb, legat de faptul că practic această abundență a prahului ăsta subsaharian este mai mare în zona noastră a Moldovei, Iașu și Moldova românească. Și de ce nu este prezent și în celelalte părți ale țării, de exemplu, cum ar fi partea de sud, București, litoral sau care sunt mai apropiate. Exact. Ultimul
episod a fost practic toată țara este acoperită. Eu am spus că densitățile cele mai mari au fost peste zona aceasta. Densitățile mai mari nu înseamnă că au apărut spontan, ci că masele de aer au transportat acest praf dinspre partea de vest, sud-vest, despre Sahara. Se văd aceste fronturi din la oră la oră cum înaintează și în funcție de mișcările maselor de aer. Acum au fost mai mari în zona aceasta. Următorul front, așa cum se arată în modelele numerice, va fi nu numai despre zona Moldovei, va fi practicat de jumătate de est a țării până zona chiar București, Dobrogea. Vreau să spun cantități foarte mari. Toată țara este afectată, zona Europei de asemenea. Practic, ultimul val a afectat mai mult partea de sud, este a Franței și Elveția și o parte din Europa și o părticică din zona noastră. Acum, probabil dumneavoastră a spus această întrebare dacă există și o sumă de alte componente. Altă sursă, deci altă sursă de praf. Influențeze concentrația aceasta spre Moldova. Așa cum, sigur, trebuie să făcute cercetări pentru a arăta dacă sunt și alte componente. Experiența noastră și cercetările efectuate până acum au arătat că există o influență a acestor componente în mod principal care vin dinspre zona aceasta de Sahara. Dacă există un amestec cu alte componente din zona aceasta, dacă există și alte fenomene, acestea pot fi studiate separat, deocamdată nu avem astfel de argumente. Una dintre întrebări care urma subsevent la discuția asta era dacă este un fenomen 100% natural, să zicem, sau are și o influență omul în producerea asta. Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Măcar pentru partea de sursele principale, sursa principală este cu certitudine naturală, aceste particule care se transportate mai departe de masele de aer peste o zonă sau alta a Europei, bineînțeles că sunt influențate sau particule sunt influențate din perspectiva compoziției chimice și de poluanții dinspre zona solului sau care sunt cauzați de alte surse, pot fi și antropice și umane și de altă natură. Dar dacă vorbiți de origine, este clar origine naturală. Mai departe, cum ele aceste particule sunt acciuite cu alți compuși chimici, este o altă poveste și de aceea am atras eu atenția public că o astfel de poluare este cu ceva mai, să spunem, are o încărcătură chimică mai complicată și este mai nocivă decât praful în sine pe care îl privim noi sau îl cunoaștem în mod bun. Da, ce putem face? Cum ne putem proteja? Așa, da. Dacă este să privim ca un fenomen de poluare, pentru că e vorba de particule mari de la această dată, e vorba de particule de peste 10 micrometri, poate chiar mult mai mari, este suficient dacă concentrațiile sunt foarte mari atunci când se impune. Dacă concentrațiile sunt foarte mari și dacă suntem, iată, vorbim de Iași, zonele cele mai joase ale Iașului și respectiv zonele unde nu sunt curenți de aer, acolo e posibil concentrațiile să fie foarte, foarte mari. Și sunt persoane care sunt sensibile la o cantitate mai mare de praf sau care au anumite probleme. Pentru acele persoane, bineînțeles, la recomandarea medicilor, doar pentru acele persoane se pot recomanda dacă iese în spațiu liber să poarte masca pentru un interval scurt de timp sau depinde de ce. Deci masca ar fi folositoare, pentru, da? Cazuri speciale acolo unde este poluare foarte mare. A fost poluare foarte mare în Iași, de sus, din zona Copoului se vedea Iașul ca în toată suprafața spre Păcuraș sau spre Bucium. A fost un peisaj impresionant din această perspectivă, adică Iașul era practic cufundat într-un nor de praf. Ce poți să faci decât să te îndepostezi, să te izolezi în această perioadă sau alte soluții? Să nu ieși din casă, nu? Sunt și alte soluții. Oricum acest alte variante. Ajunge și în încăpere, ajunge și în casă, de aceea este util în casă. Dacă sunt filtrele, sunt aparate de filtrat aer de folosit la maxim,
Dacă nu, eu recomand populației pe termen lung să fie achiziționate filtre pentru a avea un climat mai plăcut în casă. Da. Mai aveți întrebări? Da, avem de făcut scurte comentarii. În primul rând, ceea ce a sesizat domnul profesor este analiza unui om specialist în poluare și nu numai. Și cred că trebuie să pornim de la lucruri simple, de la proiecte care se pot transpune și filozofia să-și aibă loc după ce trecem la practică. Un vechi proverb românesc spune în felul următor, că atunci când numărul copacilor va fi mai mic decât numărul oamenilor, nu vom mai avea ce să respirăm. Populația Iașului a ajuns la aproximativ 400.000 de locuitori. Dacă mai punem și elevii și studenții care vin să studieze în orașul Iași, numărul acesta crește vizibil. Cine ne oprește să, începând din această primăvară, să trecem să plantăm fiecare cât un pom, doi, și sigur lucrurile se vor schimba. Instituțiile statului au fost foarte generoase de a tăia proprii de pe care erau de o parte și de alta a albiei bahluiului. Ba, unii spuneau că au diferite boli și așa mai departe. Dar eu, în momentul în care domnul Nichita, fostul primar, a pornit această acțiune de ecologizare, de reamenajare, trebuia să se gândească foarte mult și la faptul că anumite peluze pot fi împădurite. Nu este nicio problemă. S-a redus vizibil numărul parcurilor. Da. O observație foarte bună. Dacă avem pe domnul profesor, mai sunteți în telefon? Da, vreau să fac completare la ceea ce a spus. Foarte, foarte interesant ce a spus domnul Câtea. Și asta vreau eu să vă întreb. Dacă aceste concentrații au fost mai mari acolo unde, cum a sesizat dumnealui, au fost tăieri mari. Adică, au fost defrișări. Unde au fost defrișări. Este adevărat că acest episod sau aceste episoade de poluare sunt suprapuse și cu o lipsă, de fapt, a vegetației în această perioadă. Sigur, exact. Și o lipsă a copacilor, evident, a tristăților. Este foarte important de reținut că în funcție și atunci când avem vegetație, când copacii, să spunem, sunt la maturitate, cu frunze mari și frumoase, să spunem așa, este foarte important că nu orice categorie de copac, nu orice categorie de frunză, nu orice, în orice condiție, în funcție de viteza maselor de aer, absoarbe sau rețin particule de praf. Aici sunt lucruri extrem de, cum să spunem, nuanțate, sensibile. Sunt studii făcute și care arată că anumiți copaci, indiferent că sunt pe termen, adică eficiența lor este aceeași și pe timp de iarnă și pe timp de vară, reducând poluarea aceasta de praf cu aproximativ 50% a aerului, prafului din aer, pentru că forma frunzelor, indiferent de mișcarea maselor de aer, reduce, eficiența este foarte mare. Deci, este foarte important, așa cum s-a spus înainte, de a crește, asta este titan, de a crește masa de vegetație, copaci și pe anumite sectoare, pe anumite zone ale Iașului, de dublat acești copaci cu o anume structură care are o eficiență foarte mare. În așa manieră încât nici peisajul să nu se modifice. Care ar fi copacii care... Dar trebuie să vedem că eficiența acestora poate fi foarte, foarte mare. Și ce arbori ar putea fi plantați ca să ajute acest fenomen nedorit? Nu pot spune. E vorba de copaci care au frunze aciculare, adică de pin molid, respectiv brad. Acestea sunt cei mai eficienți pentru reducerea poluării cu 50%, măcar în zonele unde praful este foarte... Vă mulțumim, domnule profesor universitar, dar eu mai am de completat ceva, dacă îmi permiteți. Sau iau naștere sub ochii noștri cartiere noi, dar nu văd parcuri de joacă, nu văd perdele verzi, nu văd școli, nu văd școli, nu văd grădinițe și nu înțeleg de ce se construiește atât doar din beton și ferbeton și iar beton. Este foarte lăudabil că se construiește, că
necesitatea locuințelor se va diminua, se va, dar în momentul în care tu nu ai un mod de a gândi pentru un oraș ce este o adevărată metropolă estică și este cea mai îndepărtată metropolă din țările NATO, trebuie să ne dăm seama că ceva este în regulă. Proiectele actuale ale primăriei trebuie aduse în 2024 și trebuie să viseze o perioadă medie, cel puțin 2040 și în perspectivă a anilor 2100. În momentul în care gândim nesecvențial, în momentul în care nu vedem dezvoltarea unui oraș sistemic, așa cum amintea domnul Lefter, iată unde se ajunge, iată că poluarea este de 2, 3 ori și 4 ori mai mare. Haideți să întindem o mână de ajutor ca viitorii candidați care sunt deja înscriși în cursa electorală să aibă proiecte care să viseze comunitatea și nu să... Exact, eu aș vrea să văd un candidat la primărie care să-mi spună 3 cuvinte. În momentul în care dau autorizația, resping toate proiectele care nu au spațiu verde, spații copaci, spații verde, parcuri, spații de joacă, da? Creșe, grădinițe, școli și, în primul rând, și oameni care să aibă grijă de aceste spații non-formale, unele formale. Dar ce părere aveți, domnului, de propunerea mea? Trebuie să reținem un lucru foarte simplu. Calitatea aerului, calitatea apei sunt chestiuni de securitate națională. Absolut. Sunt vitale. Aici nu este vorba de a... Și n-ar trebui să intre în preocupările chiar unui viitor primar, adică să fie o prioritate chiar, nu? Sănătatea oamenilor, dincolo de disconfort, de starea aceasta imediată care ți-o dă un aer plin de compuși chimici. Oamenii trebuie să rețină că acești compuși chimici nu numai se manifestă pentru miros sau pentru altceva, pentru, eu știu, orice altă sensibilitate pe moment. Acești compuși chimici ne atacă sănătatea și putem fi foarte bolnavi în prezența unor compuși chimici nocivi pe termen foarte lung. Clar. Mai ales copiii. Clar, copiii, da. Preadolescenții, adolescenții și adulții aflați la diferite stadii. Tinerețea, da, întâia, a doua, a treia. Domnule profesor, vă mulțumesc frumos. Vă mai așteptăm, sigur, să ne scoateți din necază. Să ne vedem cu toții cu bine oricând. Alese bucurii, da. Domnule profesor. Mulțumim. Uitați. Uitați că, vedeți, cursul interesant a luat la discuția noastră. Acest aspect. Eu chiar acum am realizat așa că foarte puțin dintre cei care factori de decizie, pe care îi vezi, care tot se laudă, se bat în piept că au făcut, că au dreptate, că nu știu ce, dau importanță acestui amănunt. Și anume, să respirăm un aer sănătos, sigur. Să... Nu? Noastră ați sesizat prin proiectele astea ale lor, prin ce promite așa ceva? Plecăm iarăși de la noțiuni care le-am mai discutat. Pentru că nu este stabilit un PUG, un plan urbanistic general, în care acolo se trasează. Unii spune, pe suprafața asta de teren, mă rog, a orașului, 30% trebuie să fie spații verzi. Și fii cum o fi, n-ai cum să mai alogi autorizații de construcții. Și... Toate proiectele se aprobă individual. Nu vreau să amintesc de tăierea teilor. Da. Exact. Da? Bun. Dar revenim imediat. Da. Deci, și atunci, nu mai devin prioritare interesele de grup minoritare și interesele directe, că, practic, aglomerația asta, mă rog, ceea ce reclamăm noi acum, de asta a fost produsă. Că anumite grupuri au avut interes. Ce a fost în capul Nichita, primarului Nichita, tăia teie? Păi nu știu, că dumneavoastră are un departament între capul lui care se ocupă cu așa ceva. Ce se întâmplă? Sunt niște specialiști care își judecă cu părerea. Domnul primar, ex-primar Nichita, a venit așa cu multe reflexe de la etajul întâi, adică de la PD. Și în momentul în care
a încercat să-și impună anumite proiecte, n-a ținut cont de cerințele pe care le dorea comunitatea. Adică, adică PD-ul i-a spus să taie copacii? Nu PD-ul, nu. Nu. Mai făcuserea dumnealui niște excursii prin străinătate și a văzut, acolo și-a văzut că se taie copacii ăștia? Că sunt alți arbori și că se pot... centrul Iașului se poate schimba prin tăierea tăilor, ceea ce a fost foarte, foarte greșit. Noi am încercat să-l ajutăm, să-l sprijinim, pentru că nimeni nu este profet în țara lui, dar am adus specialiști că din diferite domenii, am demonstrat că un tei poate fi înlocuit în 20-30 de ani și nu poți să pui arbori exotici din Japonia, din arbori pitici în condițiile în care ieșeanul, turistul, tânărul este învățat cu arbori care sunt specifici. Iar nu întâmplător teiul este și un arbore care caracterizează orașul Iași, dar este și un arbore care știți te inspiră. Știți că eu am făcut un calcul aproximativ atunci la metru cub de tei, de lemn de tei și au ieșit milioane de euro. Da, au ieșit milioane de tei. Dacă a fost comercializat și cred că a fost comercializat, că nu cred că au pus pe foc. Nu se preta Gigi Nichita la așa ceva. Se pretau alții care tăiau. Probabil că era dar faptul că a fost un mai bun administrator decât fostul primar care plecaseră la Havana, asta a depășit o anumită limită. În momentul în care în Consiliul Local n-a mai avut oameni care să-i spună ce proiect este viabil, ce proiect se poate aplica, am ajuns în centrul Iașului să mergem pe niște macadame, adică bucăți de piatră, încât credeam că suntem pe la munte. Sau îmi pare rău că trebuie să discutăm aceste lucruri despre, îmi pare tare despre rău, orașul Iași față de toată țara și față și de Republica Moldova. Dar aici s-a întâmplat un lucru care sperăm să nu se mai întâmple și tot în alte orașe. Dacă extindem lucrurile și venim iarăși la volum, putem să ajungem și la marile defrișări care s-au produs în țara asta, care pur și simplu au depășit orice închipuire. Noastră l-ați întrebat pe profesorul Gurlui cum de a ajuns domnule Norola aici. Păi da, dacă nu mai avea obstacole, adică au defrișat ăștia ca nebunii, au ras tot. Dumnealui a spus că ăsta este o problemă de siguranță națională și are dreptate. Sigur. Statul ăsta, care, mă rog, pentru siguranța națională alocă resurse, caută să le contracareze, să zic, să ne apere. De ce nu alocă niște sume care nu ar fi atât de mari încât să poată să creeze o viață mai suportabilă biologic pentru că dar se ocupa cu cumpărarea de avioane și blindate. Dar totuși, nu vreau să dau numele de companii. De curând a alocat 100 de milioane de euro ajutor la o mare companie creatoare de lichidii chimice pe care noi le bem. Totuși, până la urmă, care este ordinea priorităților sau cum punem în priorități toată treaba asta? O companie care are bugetul ei mai mare decât al României pe nu știu câte ori. Se pare și noi o ajutăm. Și siguranța națională care spuneți e pe ultimul. Am rămas un pic în urmă cu o anumită explicație. Eu îl felicit pe Gheorghe Nichita pentru ce a făcut bun și foarte bun. Eu nu-l felicit. Pentru ce a făcut bun și foarte bun. Pentru ce a făcut bun. Ce a făcut foarte bun? Păi pasajul de la... A adus Nichita banii de acasă? N-a adus banii de acasă, dar... A mai avut o emisiune unde am criticat că acolo sunt foarte mari probleme de trafic. Sunt mari probleme, dar să vedeți altceva. Acel pasaj trebuia să treacă numai autoturisme. Treptat a devenit un pasaj pentru două benzi. Dar semafoarele astea inteligente. Și semafoarele acestea... Ați sesizat vreo inteligență la semafoarele? Da, se vede. Se așteaptă mai mult decât în alt oraș. Da? Exact. Da. Așa care au costat din bugetul municipiului cât? Vreo 4 milioane de euro. 4 milioane de euro, păi atunci erau bani degeaba. Și da, bineînțeles. Da. O altă problemă. Dacă tu ajungi să conduci un oraș ca Iașu, ori
Ori devii, te duce lumea afacerilor, ori ești politician adevărat. Nu te crezi guvernator. Mi se pare că lumea afacerilor nu te crezi guvernator înainte de a fi. Se plătește cu... Dar nu se poate ce se așa ceva. De aici mai tragem o concluzie. Sigur. De modul cum se desfășoară viața noastră în oraș. Iașul nu este o localitate care se poate plânge de lipsă de specialiști, adică de oameni care știe meserie și știe ce să facă în comparație cu... Eu vă mulțumesc că am ajuns la finalul emisiunii. Din păcate, e o emisiune care chiar ar fi meritat să continue la amploarea și la seriozitatea acestor subiecte, dar promit că o să revenim și vom reveni de ce? Astea, mai ales că acum e campanie electorală pentru locale. Sigur. Vor veni aici invitați, vor veni oameni politici care au condus și vor să conducă ea și o să întrebăm și pe ei. O să întrebăm. Vreau să vă spun că n-am niciun partipri cu domnii pe care i-am enunțat. Le doresc să aibă o viață liniștită, le doresc să aibă o viață tihnită și să mediteze dacă au făcut cât și ce trebuia pentru Ieșeni, pentru orașul Iași. Și nu uitați, după cum te porți, așa îți răspunde și comunitatea. Mulțumim, domnule Pitea, din păcate nu mai avem timp să nu mai avem poezia, nu mai poezia data viitoare, dar cu un amendament. Și vă spun, o spun în fața camerelor de la luat vedere. Odă Iașului. Compoziție. Compoziția mea pe versurile lui Horia Zilieru. Haideți să fie, să realizăm un videoclip pentru acestei... Să facem, promitem că o facem și pentru că Iașul este așa. Deci încercăm să-l realizăm. Mulțumim, stimați telespectatori. Alese bucurii și numai bine. Și vă spunem un weekend plăcut. Vă așteptăm din nou săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii noastre, Sinteza Săptămânii. Cu mult drag și încredere! La revedere!